În cadrul ședinței extraordinare de la sfârșitul săptămânii trecute, consilierii județeni au aprobat bugetul județului Hunedoara pentru anul 2024. Consiliul județean Hunedoara are la dispoziție peste 640 de milioane de lei, bani ce vor fi folosiți pentru funcționarea, dar și pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate deja în implementare sau a proiectelor noi. În acest an, aproape 60% din bugetul județului este destinat dezvoltării. Consiliul județean Hunedoara va continua și în acest an modernizarea și dotarea unităților din infrastructura de sănătate, a sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. Sunt prevăzute sume pentru investiții în infrastructura rutieră, apă și canalizare în stațiunea Straja și Pasul Vâlcan, menite să pună în valoare patrimoniul turistic și istoric. Președintele Consiliului județean Hunedoara nu a ascuns faptul că este nemulțumit de lucrările realizate pe culoarul trafic Mureș-Nord de lotul 2, pe care le-a verificat personal. Potrivit lui Laurențiu Nistor, constructorul va fi tras la răspundere pentru nerespectarea contractului. O firmă care vine în urmă, după propaganda firmă, nu s-a îndreptat în drept, în termen, a cerut prelungire, va fi aplicată pe realități, așa cum spune. Chiar nu am vrut să penalizăm o firmă. Dar pentru că îți asumi un contract și nu te încadrezi în contractul respectiv, va mai face și niște lucrări. Nu vreau să lucrez, că am și am dedicat. 10 semne de circulație am dat pe jos, în urmă, la primul să le dau pe toate, că erau și în curbă și poate scria nu am citit de acolo era asta. Mă puneam mâna, pentru că unul își credea să nu. Deci așa le-a pus acel individ. La ora actuală, toate sunt date jos, de dotarea noastră la pâlpune, se respectă și dacă nu se respectă o secretă de capete de la Consiliul Județean, nu de la altceva, dar după această bază o să intru în misiunea cartonașilor roșii. Și ca la sport, când îți dă cartonaș roșu, înseamnă eliminarea de fere. Aviz amator. O spun cu pic asta. Aviz amator. Dacă nu mă credeți, o să trebuie cu consilierul meu să vă arate pregătit. Carnetul, caietul mare, cu bulire, cu scris, cine are și pentru ce are. Și mă gândesc că la trei cartoni sau două pentru la și care le mânează roșu, la câte roșu mânează eliminarea, o să decid eu. Așa că trebuie să vedem și să nu mai avem probleme.